Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou interviu Transilvania Live. Așa cum observați și dumneavoastră, nu suntem în platou, suntem undeva într-un spațiu mai puțin obișnuit, pe un ponton deasupra lacului din Gheorgheni, aici lângă Universitate. Invitații noștri de astăzi sunt domnul Horea Uioreanu, președintele Consiliului Județean Cluj. Bine v-am găsit, domnule președinte! Bine ați venit și bună ziua, în primul rând! Și domnul Valentin Lungu, director al Universitate. Bună ziua, domnule Lungu! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Și noi mulțumim că sunteți alături de noi! Domnule președinte și domnule Lungu, chiar am vrea să vă întrebăm, să ne povestiți. Mulți dintre telespectatorii noștri văd practic în premieră ceea ce se întâmplă astăzi la lacul din Gheorgheni, aici lângă Universitate, lângă unul dintre importantele mall-uri din Cluj. Vedem o zonă recondiționată. Practic, ce se va întâmpla aici? Deci aici, pe 30 de hectare, o parte în jurul lacului, o parte parcările din jurul complexului hotelier al Consiliului Județean Universitate, are loc o reamenajare. Asta, o dată, pentru partea de a avea un acces mai facil către hotel și, sigur, legat de mall-ul din apropiere, dar, în special, partea aceasta din jurul lacului, pentru timpul liber al clujanului. Și vreau să vă spun că o investiție majoră, făcută în colaborare cu Iulus Mall Cluj, o investiție de 500.000 de euro, care va consta, pe cum o să constatați cu toții, dintr-un debarcader foarte frumos și ultramodern, la care vom adăuga din primăvară și bărci și hidrobiciclete. Deci, iată, clujanul va avea posibilitatea să se delecteze plimbându-se pe acest lac. Iar pe marginea acestui debarcader vor fi piste de alergare și piste pentru biciclete. Pe lângă, sigur, dotările sportive, să spunem așa, există ceea ce înseamnă peisagistică, adică plantările de arbuști și de plante, undeva la 18.000 de arbuști și plante. Zona va arăta extraordinar și cred că va fi una dintre cele mai frumoase zone pe care Clujul le are și cu speranța că clujanul se va recrea cu bucurie și cu plăcere aici. Da, vreau să vă întreb, cum a venit această idee? Pentru că sunt foarte multe spații din Cluj care n-au fost, hai să-i spunem, recondiționate, adică redescoperite pentru clujanul simplu, pentru clujanul obișnuit, care, și vă spun, arată foarte bine aici. Am înțeles că în câteva zile va avea loc această inaugurare. Am dorit să facem și o inaugurare oficială, dar am dorit să venim întâi mai repede ca să vedeți cum se lucrează, ce proiect este și cum se derulează acest proiect, care, eu vă spun încă o dată, este un proiect major pentru această zonă. Este foarte important ca această zonă să fie reamenajată, pentru că e o zonă de circulație, având de vedere că este unitatea comercială, unitatea hotelieră, și era păcat că acest lac să nu fie folosit în spiritul recreierii clujanului. Așteptați să vedeți aici, să spun, o zonă, nu știu, populată destul de bine de acum încolo? Păi are mai multe părți tot această zonă. Este partea de sport, adică se poate face alergări și a se deplasa lumea în jurul lacului cu bicicleta. Partea de nautică, cum ar veni, cu bărci și cu hidrobiciclete. Și partea de gazon, undeva la 10.000-12.000 de metri, unde clujanul va putea să stea, să-și întindă o pătură, să iasă o carte și să se recreeze. Este dotat, acest gazon este un gazon special, adus din sănătate, care este genul gazonelor de pe terenul de fotbal, deci rezistent la circulație și la uzură. Domnule Lungu, vreau să aflu de la dumneavoastră, practic, ce vor fi aici. Domnul președinte ne-a spus în mare, generic, care vor fi lucrurile, dar am înțeles că va fi o bază de sport unde clujenii vor avea șansa, nu știu, nu doar să se delecteze, chiar să facă sport la propriu. Ne puteți detalia? Da, în cadrul societății SC Universitate se află în proprietate și terenul cu aferent celor 5 terenuri de tenis vis-a-vis de FSG. Actualmente sunt 5 terenuri descoperite. Intenționăm să mărim sezonul, se poate juca tot timpul anului. Astfel, pe o structură metalică se vor acoperi două dintre terenuri, iar din cauza cererilor, un teren va fi transformat în teren de fotbal din teren de tenis. Pe lângă asta, se vor crea niște spații anexe necesare jucătorilor profesioniști de tenis, cum ar fi vestiare, dușuri, băi, precum și o terasă la nivelul 1 peste aceste facilități, o trasă de aproximativ 80-100 de locuri, unde lumea va putea servi
o băutură și să se uite la lac. Dar când spuneți terasă, ea va fi amplasată în apropierea terenurilor de sport sau va fi terasa de lângă hotel? Este o nouă terasă pe lângă cele pe care le avem la hotel. Practic, terasa va fi deasupra spațiilor anexe, vestiare și dușuri, care sunt practic lipite de în cadrul clădirii care va depăși cele două terenuri de tenis închise. Dumneavoastră s-a amintit de un obiectiv foarte important, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, care e aici foarte aproape, este la propria universitate, această facultate, la cât studenți are, fapt pentru care, nu știu, vă gândiți să profitați cât se poate și prin baza sportivă pe care o aveți și, evident, prin terasele pe care le veți dezvolta, adică să creați aici un soi de centru. Da, asta încercăm și noi și Ulus Mall, să fie pe lângă un spațiu de cazaj, de alimentație publică, să fie și un spațiu unde se poate face sport, se poate trăi sănătos. Pe lângă universitatea care pomniți, mai sunt și aceste căminuri de studenți, care practic vor fi adevărata sursa celor care vor fi cazați acolo. Sperăm să fie clienții noștri. Domnule președinte, v-ați inspirat de undeva, apropo de un astfel de amplasament, de o astfel de zonă de agrement? V-ați uitat în alte locații, în alte țări? Ați încercat să patentați aici? Nu e vorba de te inspira, e vorba de a reamenaja sau amenaja la nivele europene această zonă și era păcat ca o asemenea zonă cu lac, cu spații verzi, să nu fie folosită ca atare. Sigur că domnul director poate n-a amintit, tot acolo se va face și un anfiteatru unde vor avea loc și spectacole. Deci, până la urmă, tot ce se construiește aici, se realizează aici, va fi integrat într-un complex care, până la urmă, beneficiarul va fi clujanul. Și eu cred că e păcat, și încă o repet, păcat că această zonă să fie rămasă așa cum a fost. Probabil că mulți dintre clujeni știu cum a arătat această zonă și o să aibă o surpriză plăcută la momentul când se va face inaugurarea vis-a-vis de modul cum arată acum sau cum va arăta peste câteva zile în jurul lacului. Trebuie amintit și partea de iluminat, că va fi un iluminat spectaculos pe de o parte și chiar modern. Sigur, la ora actuală o să vedeți doar stâlpii de iluminat, dar în momentul când se vor monta candelabrele și partea de becuri, o să vedeți un iluminat modern, economic pe de o parte, dar cu luminositate spectaculoasă. Deci va fi o zonă de promenadă unde să vină clujenii. Important e, vor fi locuri de parcare, vor fi folosite cele din zona universității, de la mall. O să vedeți că la intrarea spre această zonă, circulația a fost reglementată ca să poată fi fluidă, cu sengiratorul, cu parcări, în așa fel încât accesul să fie cât mai facil, atât în partea comercială și hotelieră, cât și spre partea de recreere. Eu cred că clujanul merita o asemenea zonă. Clujul duce lipsă de zone și spații verzi amenajate. Ca dimensiune, sigur, 3 hectare, 30.000 de metri pătrați, pare mult, dar este mult prea puțin cât ar avea nevoie un Cluj conform normelor europene. Am o curiozitate și aș vrea să vă întreb. S-a vorbit foarte multe ori apropo de un Cluj care e mai mult un oraș de tranzit și care n-a reușit încă să capteze turiștii, să vină să stea un sejur mai mare. Vă gândiți și prin zona asta pe care o creați aici să dezvoltați până la urmă un serviciu turistic pe care Clujul poate oferi, la fel ca alte capitale importante din Europa? Până la urmă și această zonă verde este un punct de atracție pentru orice fel de turist. Pe de altă parte, ea se integrează perfect în spațiile acestea comerciale și în cel hotelier și sunt convins că cei care vor veni aici vor fi nu doar clujenii și eu sunt contra unei asemenea expresii Clujul oraș de tranzit. Clujul nu este un oraș de tranzit, pentru că Clujul are o populație stabilă de peste 300.000 de locuitori, la care se adaugă cel puțin încă 100.000 de studenți. Deci, turism de tranzit, se spune. La turism de tranzit, poate că lucrurile s-ar integra. Iată, terminăm și aeroportul peste o lună și facem inaugurarea. Iată, acest spațiu verde va fi inaugurat și el în câteva zile. Lucrurile încep să meargă. Cel puțin noi, cei la Consiliul Județean, ne preocupăm foarte mult vis-a-vis de aceste investiții și obiective importante pentru Cluj. Dar încă o dată spun, Clujul cred că ar avea nevoie încă de 20-30 de asemenea spații și cred că atunci vor exista suficiente locuri de recreere într-un oraș așa de mare cum este Clujul. Dar acest spațiu va fi identificat ca unul dintre cele mai moderne pe care le are Clujul, le avea Clujul la ora actuală. Da, vreau să vă întreb, încercați, mai cu seamă că ați amintit de aeroport, care e unul foarte important și până la urmă toată lumea e de acord că e un soi de intrare. 26 octombrie este inaugurarea, poate o anunț în
avantpremieră, poate nu, în orice caz este important și vor fi invitați toți clujenii pentru că ei sunt cei care în special au investit în acest obiectiv. Are Consiliul Județean, să spun, un plan în care să bifeze pe o hartă, un ghid turistic al municipiului Cluj-Napoca, eventual al județului, în care, de exemplu, un astfel de loc să fie integrat, să știe cei care vin pentru prima dată aici că ar putea să aibă parte de o plimbare pe lângă lac sau în viitor cu o hidrobicicletă? Având toate facilitățile, un aeroport modern, unități hoteliere moderne, obiective turistice deosebite, eu cred că e momentul să începem să gândim un sistem integrat legat de partea de turism. Și vorbesc nu doar de Cluj-Napoca, ci vorbesc de întregul județ. Deci avem un județ care, pe lângă faptul că avem toate frumusețile posibile, de la munte până la câmpie, de la lacuri până la râuri, de la băi sărate, la băi cu apă Delta, dulce, chiar. Vorbesc de SIC sau ce da, de la SIC, da. Exact, sunt o serie de obiective, am enumerat numai pe cele mai cunoscute, dar sunt multe, multe, multe altele, care dacă nu le integrăm într-un sistem de vizitare, nu vor fi cunoscute niciodată de publicul care trece prin Cluj. Și atunci avem în gând, împreună cu firmele de turism, împreună cu cele de agroturism, împreună cu cei care fac transport în domeniul turismului, să gândim un sistem în care cetățeanul care vine la orice hotel, și asta nu e un lucru nou, și noastră care ați mai fost prin sănătate și probabil toți cei care ne ascultă și ne văd că am mai fost prin sănătate, știau că la recepție există deplasări extra. Plăteai o sumă de bani și puteai să ai o serie de vizitări a unor obiective din apropiere. Așa ar trebui să se creeze și în cadrul județului Cluj, așa fel încât se poate vedea cheile turzii, să știe toată lumea care poate să le vadă, să existe posibilitatea de transport de la unitatea hotelieră la care te-ai cazat, să vezi lacurile de la Tarnița, lacul de la Veliș, cetatea de la Dăbâca lui Gelu și alte obiective, castelul de la Bonțida, iată am enumerat numai câteva, băile de la Someșeni, băile de la Cojocna și sunt numai o mică parte din frumusețile pe care este acest județ minunat le are. Ele trebuie puse în valoare, dar pentru aceasta trebuie să existe un plan integrat între firmele de turism, firmele de transport și autoritățile locale de bunăstare. Foarte important că a spus că trebuie puse în valoare. Aici vreau să-l întreb pe domnul Lungu. Deja spațiul ăsta va fi pus în valoare. Și eu vreau să vă întreb, domnule Lungu, cât de speriat sunteți sau cât de temător, pentru că, vedeți, cel mai greu e să conservi, să păstrezi. Sunt foarte mulți, mă uit cât de frumos e pontonul ăsta, cât de bine arată și merită să veniți după inaugurare aici. Cum veți asigura, să spun, o protecție a zonei? Pentru că întotdeauna sunt și elemente care sunt certate, în general, cu disciplina și cu ordinea publică. Cu curățenia. Și cu curățenia, foarte important. Chiar doream să intervin. Această zonă va fi supravegheată și video, cel puțin în jurul hotelului, care va cuprinde o mare suprafață și în partea cealaltă va fi supravegheată video din partea terenului de tenis înspre lac. Dumneavoastră vorbeați de turismul de tranzit. Vreau să vă spun că noi suntem speriați pentru cât activitate o să avem, ca să zic așa în ghilimele. Luna aceasta am avut 90%, vom termina la 90% grad de ocupare cu 38% turiști străini. La hotel. Da, vorbim pentru numai 5-6 de camere, să vindem aproximativ 1500 de camere, este foarte mult în condițiile în care piața hotelieră este în scădere. Date de la statistică spun că doar 24% este gradul de ocupare la nivelul județului Cluj. Ei bine, noi am reușit să creștem în ultimul an foarte mult, de la 55% până pe la 65-70%. Suntem convinși că acest par ne va ajuta și din punct de vedere economic și suntem convinși că și clujenii vor aprecia că acest teren, care este în proprietatea Consiliului Județean, este redat lor spre bunul uz și nu pentru alt tip de investiții. Da, e foarte important creată și în zona turistică, să spun, manageriată sau hotelieră manageriată de stat, pentru că sunteți ai Consiliului Județean, există performanță în sensul ăsta. Noi am schimbat managementul, total managementul și planul de abordare pentru acest hotel. E păcat, s-au făcut investiții, se vor mai face chiar în hotel și rezultatele au început să dea roade. Aproape s-au dublat venitul și gradul de ocupare. Am schimbat managementul și ne-am aplicat mai intens asupra ceea ce se întâmplă în această unitate de hotelieră. Și a fost o promovare mai mare, nu știu. Am fost mai atenți la modul de lucru. Și mai avem investiții de făcut în cadrul acestei unități. Vom amenaja un anfiteatru de 300 de locuri, iată în așa fel încât
unitatea să fie integrată și pe partea de cursuri, de perfecționare, și alimentație și Sibiu, bineînțeles, ceea ce se vede aici. Eu vreau să vă întreb. În momentul în care se face o investiție, întotdeauna lumea se gândește apoi la amortizarea investițiilor, la resurselor care sunt... Nu ați uitat că eu am, sau mă rog, ați uitat să menționați faptul că eu provin din business-ul privat. Din economia reală. Din economia reală și era păcat că o asemenea unitate, asemenea hotel să nu fie pus în valoroată ca și lucrări de renovare și a doua includerea în o serie de circuite, pe care cel turistic, cel de instruire și sigur cel de alimentație și hotelier. Vor fi aici, să spun, spații care urmează a fi închiriate, pentru că mă gândesc la pontonul ăsta, de exemplu, care, repet, poate fi o sursă... Adică vreau să spun dacă vă vine omul cu pledul și vă face plajă, da? Posibil, uitați, zici, m-am gândit la... Este liber. Nu, spațiul este liber, spațiul este liber, sigur, partea de bărci și hidrobiciclete, sigur, vor avea niște costuri ca peste tot, dar spațiul este dedicat publicului larg și nu va suferi o taxare, cum ar veni. Sau să existe, nu știu, anumite firme pe care se va câștiga, deci se bagă că asta întreba, se va câștiga din alte surse, cum sunt bărcile, închirierea terenului de tenis, spațiile comerciale, asta... Dar pentru că a spus, apropo, de un subiect care e exotic și lumea chiar întreabă, nu există un spațiu de plajă în Gheorgheni, se poate amenaja aici? Sau e deja un lucru prea îndepărtat? Nu știu dacă ar fi cea mai bună idee. Aici ar trebui să facă cineva niște studii, să se asigure că e o idee bună. Dacă dumneavoastră vă referați la închiriat, la genul, dacă vor fi anumite terase unde se va putea servi ceva, noi avem două terase la universitate în acest capăt a parcului și vom deschide și celălalt în celălalt capăt a parcului. Practic, zona asta e bine să rămână pentru cei care vreau sport sau să se plimbe și nu să umble printre mese. Da, bun, cei 10.000 de metri de gazon, care am povestit la începutul, am menționat la începutul intervenției, sunt destinate și recreerii sau plajei, cum ar vrea. Sigur, acum mă gândesc la lucruri indecente, nu? Adică plaja la o ținută decentă, că totuși aflăm în centrul Clujului. Dar asta depinde de educația fiecăruia. Da, important este că omul poate să vină aici să se recreeze, poate să se plimbe, poate să practice sporturi nautice sau cu bicicleta sau chiar să alege să facă jogging și poate să se întindă și să citească o carte liniștit în acest ansamblu foarte frumos din punctul meu de vedere. Cred că cu nerăbdare lui eu aștept cele peste 200 luni care trebuie să treacă până la inaugurare și cred că atunci vom vedea mult mai multe la modul real. Pentru că e o zonă în care lumea, în general, cel puțin pe cealaltă parte a lacului, participă la diverse acțiuni, de exemplu pescuit. Există și o, nu știu, vă gândiți la o repopulare a lacului? Adică aveți și în plan astfel de proiecte? În momentul actual sunt pești, chiar curând au fost niște capturi record, chiar s-a prins un somn de câteva zeci de kilograme. Noi chiar ne gândeam la acest aspect ca să avem portofoliul hotelului și posibilitatea de a pescui la fel cum se pot închiria pentru clienții hotelului și nu numai pentru lume. Avem palete, mici de tenis și așa mai departe să se poată juca oricine vine la noi. La fel chiar ne gândeam să vedem în ce măsură se poate și pescui și cum se va putea plăti un abonament. Sincer, dacă, sigur, puteți să mă corectați, dacă m-ar fi întrebat cineva ce se poate face pe acest lac în anii trecuți sau în lunile trecute, eu mă gândeam doar la pescuit. Altceva nu cred că mare lucru se putea face. Pe vremuri, foarte de mult, mai erau bărci, au dispărut de mult, cred că de 20 de ani, nu, dacă bine mi-aduc aminte. Lucrul ăsta se deschide și spre alte sporturi și spre alte jocuri sau recreative. E foarte important să existe și astfel de locuri și eu asta vreau să aflu de la dumneavoastră, dacă un astfel de loc poate fi multiplicat la nivel mai larg, domnule președinte. Deci aici noi, Consiliul Județean, am avut acest teren, l-am pus în valoare, sigur, în colaborare cu alte unități administrative, hai să dau exemplu cu Cojocne, cu care am început o discuție vis-a-vis de extinderea ce se întâmplă acolo, și cu altele, noi suntem deschiși. Aici am avut acest teren și mi-am gândit de la bun început să-l punem în valoare și l-am pus în valoare. Veți fi, nu știu, printre primii, mai cu seamă că ați manageriat acest proiect, printre primii care se vor plimba pe aici, se vor recrea, veți veni să, nu știu, să folosiți spațiul ăsta? Nu știu dacă o să fiu printre primii, dar în orice caz nu o să fiu printre ultimii. Da, o să
Până la urmă și eu vin în fiecare amiază și mănânc aici, deci până la urmă și mie îmi face plăcere să văd un spațiu frumos și cred că mă face plăcere să mă plimb cu barca. Pot să vin cu copilul cel mic, cu cel mare să facă jogging sau să plimbe cu bicicleta și poate mai risc și eu din când în când să fac aceste sporturi. Spațiul verde, ce credeți, se va multiplica? Pentru că ați amintit, într-o metropolă și într-un oraș, cum e Clujul, în general, să zic, sunt mai puține astfel de oaze. Da, mai avem în perspectivă, din păcate este un litigiu cu primăria din Cluj, dar noi la prima înfățișare am câștigat. E vorba de 18 hectare în zona Hoia și care vor fi amenajate. E vorba o parte pădure, o parte pășune, aproape de muzeu etnografic. O parte va fi pe baza unui proiect amenajat pentru cei care practică din nou ciclismul. Vor fi niște piste amenajate, este un proiect acolo și vom pune aplicare după ce conflictul se va stinge. Și ceea va fi deschis spațiului public, dar e un spațiu mare. Deci nu discutăm de 18 hectare, aici discutăm doar de 3 hectare. Da, oricum arată foarte bine. Sperăm ca să-l vedem cât mai curând deschis publicului larg. 2 săptămâni, spun constructorii. Eu de obicei sunt ștepti. Mă bucur și peste 20 de zile dacă se face. E important să se deschidă și eu cred că, de fapt, valoarea lui va fi pusă în special și accentuată la începutul anului viitor, din prima anului viitor. Anul ăsta, toamna, începe să bată la ușă, dar sunt convins că vor fi și unii care vor îndrăzni și în toamna asta să se recreeze aici. Domnule președinte Ioranu, domnule Lungu, mulțumesc că... Și ne vă mulțumim foarte mult. Că ați fost alături de noi într-o locație atât de neconvențională, dar atât de frumoasă. Dar ultra-centrală. Ultra-centrală, cel puțin pentru Gheorgheni e ultra-centrală și poate deveni așa un centru care să creeze emoție. Mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți de fiecare dată, să veniți aici cu încredere. Mulțumesc că ne urmăriți, rămâneți cu Transilvania Live, numai bine!